Stimați colegi, solicităm excluderea din ordine de zi a ședinței de astăzi a proiectului cu numărul 65, și anume este vorba despre inițiativă cu introducerea votului prin corespondență. Considerăm că este o inițiativă periculoasă pentru întregul proces electoral. În afară faptului că tradițional nu a fost consultată această inițiativă nici cu opinie publică, nici cu societatea civilă, nici cu experți, nici cu partenerii de dezvoltare, aducem aminte faptul că votul în Republica Moldova este unul universal și toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie egali în dreptul și acces la acest exercițiu important. Doi, mai multe țări europene s-au dezis de această practică pe motiv că au avut loc fraude și au avut loc scandaluri mari. Inclusiv în Austria au fost anulate alegerile prezidențiale. El este în ordine de zi ultimul punct, de aceea eu știu ce... Doamna Evelin, dar ce mă întreb? Domn deputat, cine-i doamna, noi știm. Cine sunt educații, tot știm. Da. Da, dar fără ca să vă prezentați. Stimate coleg, doamna are dreptate. Deci e vorba de... Vreau să nu vă referiți la ordinea de zi a ședinței de azi. Este în ultimul punct al ordinei de zi. Eu știu ce am de prezentat. Deci, repet pentru cei care nu preparticipă la ședința biroului permanent. Noi asta vă referiți la ordinea de zi de pe 21-28, care noi trebuie să o aprobăm la sfârșitul ședinței de azi. Ați prezentat-o deja. N-am prezentat-o. Pe 20 secunde mi-ați deconectat microfonul. Domnul Bătrâncea, dumneavoastră ați vrut să vă piariți azi o leacă, ați dat greș. Vă referiți la un subiect care nu ține de ordine de zi. Îmi pare rău să vă spun. Veniți la ședința biroului permanent. Iată, colegii au fost, au înțeles care e de atașă tac. E vorba de ordine de zi pentru 21 și 28. Noi nu discutăm despre ședința de azi. Pentru stimata doamnă, noi subiectul ăsta îl discutăm la sfârșitul ședinței de azi. Ce o să fie aprobat? Deci, ordinea de zi pentru 21-28 se discută la sfârșitul ședinței de azi. Pentru... Ok. Ne-am lămurit.